Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. Aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31 decembrie 2020. Dăm cuvântul domnului primar. Președinte, contul de execuție al primăriei municipiului să prezinte în felul următor. La partea de venituri prevederi bugetare inițiale 62.577.000 lei, prevederi bugetare definitive 96.083.000 lei, încasări realizate 82.197.000 de lei. La partea de cheltuieli avem proiecte aprobate inițiale 65.602.000 lei, prevederi bugetare definitive 99.100.000 lei, plăți efectuate 81.103.000 lei. Sigur, această parte de venituri de cheltuieli este distribuție foarte firească și normală, odată spre partea de funcționare și urmă spre partea de dezvoltare, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, din veniturile și cheltuielile generale. Îmi vreau să scot în evidență faptul că la partea de venituri din casele realizate sunt de 18.000.000, iar la partea de plăți efective sunt 81.000.000, deci ne-am încadrat în tot ce înseamnă legalitatea plăților raportate la încase. Acum, dacă discutăm din ce constă clasificarea bugetară, structura veniturilor, am să vă supun atenție faptul că veniturile proprii realizate sunt de 32.063.138 lei, sumele defalcate din TVA 31.177.000 lei, subvenții 158.000 lei, sume din fonduri europene 15.753.000 lei și excedentul anilor anterior 3.095.000 lei. Veniturile proprii realizate sunt în procent de 87.13.000 de lei. Dacă observați dumneavoastră că la tot ce înseamnă total venituri realizate la primăria municipiului de venituri totale, pe pagina 2, aveți suma de 82.179.000 de lei, respectiv 85.53%. Veniturile proprii sunt 87.53%, dar a fost practic ca și anul trecut, între 88, 87, 89, până 90%, 96% pe 90%. Vreau să vă explic că acest procent pe total venitul, realizarea contact foarte mult cu tot ce înseamnă distribuția bugetară în timpul anului. Dacă la partea de venituri la începutul anului avem prevederi bugetare inițiale 62.577.000, în timpul anului s-au făcut rectificări pozitive la 97.083.000 lei. Am făcut deschideri de credite bugetare pe fonduri europene la secțiunea de drumuri de 26.143.000 de lei, care au intrat la partea de rectificare bugetară pozitivă, iar plata efectivă s-a făcut numai de 15.665.000 lei, despre respectiv 150 de miliarde în anul anterior. Iată de ce, dacă aceste sume erau distribuite și la partea de la plăți cu 26.000.000, realizarea era de 95%. Deci aici este procentul realizat la partea de venituri. În mod logic, datorită acestui aspect, s-au transferat aceste sume spre începutul anului curent pentru a putea face plățile dacă nu eram blocat. Trebuie să vă dau informație în momentul în care ne-am angajat la acest mare proiect pe fonduri europene. E obligativitatea ca în momentul când am semnat situațiile de lucrări și ne-am depus prin Ministerul Dezvoltării, după ce sunt aprobate și revin comunitățile locale, noi trebuie să avem deschisă linia de creditare pentru că altfel nu putem plăti aceste sume. Dacă nu facem acest lucru, în 3 zile pierdem sumele care sunt în discuție și în plată. Iată de ce trebuie să ne mișcăm foarte rapid tot ce înseamnă bugetul local, tot ce înseamnă deschidere de credite bugetare, tot ce înseamnă probleme financiare pentru a putea vine la întâmpinarea acestui mare proiect cu fonduri europene. Sigur că noi avem, cum s-a și cerut, tot ce înseamnă
contul de execuții, da? Partea de venituri pe total venituri, atât la structurare cât la deportare, cum avem partea de, de venituri pe de funcționare, partea de venituri pe de dezvoltare, cheltuieli pe de funcționare, cheltuieli pe linie de dezvoltare. Toată această situație a fost predată la Direcția Generală a Finanțelor Publice, vizată de drept și deci sunt conform cu realitățile economice, contabile a instituției primăriei municipiului Dej, sunt cifre certe. Dacă sunt întrebări, dacă sunt probleme necalificate, suntem la discuția dumneavoastră cu personalul de specialitate. Vă mulțumim. Ce le va avem după comisie? Comisia economică? Comisia economică a luat concluzie, lasă votul plen de interpretare consilierului. Comisia urbanism? Nevind obiectul comisiei, lasă la latitudinea colegilor. Comisia învățământ? Conform comisiei economice. Și comisia juridică? Se va vota după discuții la mine. Da, trecem la discuție. Cine să scrie la cuvânt? Domnul Marius Cucuzan? Mai este cineva? Eu. Da, domnul funcționar. Domnul Marius. În ordinea scrierilor, o să dăm cuvântul domnului Cucuzan. Vă mulțumesc. Domnule președinte, stimați colegi. Pe marginea acestui subiect, vreau să vă informez asupra faptului că în anul 2014 există un raport al Camerei de Conturi, în Curții de Conturi, referitoare la activitatea primăriei, care a avut un rezultat, sau, mă rog, niște concluzii pe care noi le considerăm a fi îngrijorătoare. Și am să-mi fac mai explicit, am să citez câteva paragrafe din finalul acestui raport, care spune următoarele. În urma controlului s-a stabilit că suma totală a abaterilor constatate care au influență directă asupra datelor din contul de execuție este de 4.113.753 de lei, suma care depășește pragul de semnificație de 896.860 de lei. Mai departe se spune că modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului și a unităților administrative teritoriale, precum și execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, nu respectă principiile legalității și regularității. În opinia noastră, datorită efectelor denaturărilor semnalate și prezentate în paragraful de mai sus, la 31 decembrie, și celelalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată, de pentru care auditorii publici exprimă opinie contrară. Vreau să vă spun că am studiat un picuț acest termen și pentru că nici eu nu sunt familiarizat foarte tare cu el și traducerea acestei expresii din termeni financiari în termeni uzuali spune ceva de genul emiterea unei opinii contrare are un impact foarte puternic în ceea ce privește percepția publicului asupra credibilității situațiilor financiare ale entității analizate. Practic, mesajul transmis utilizatorilor situațiilor financiare prin exprimarea unei opinii contrare constă în faptul că acestea sunt complet greșite, nu reflectă cu fidelitate situația patrimoniului, a performanțelor financiare și a rezultatelor și induc în eroare. Cu alte cuvinte, auditorul avertizează astfel utilizatorii că situațiile financiare respective nu pot fi folosite ca bază pentru adoptarea unor decizii. Din ceea ce știu eu, în raportul care ne-a fost prezentat în ședința din 16 decembrie, concluziile acestui raport, s-a decis recuperarea din totalul sumei, pe care v-am spus-o mai devreme, de 4 milioane și ceva, a sumei de 1.367.440 de lei, care sumă care are ca termene, în principal, termenul de recuperare sau de luare măsurii, dispune de măsuri pentru recuperarea acestora, data de 31.03.2015. Cum prin legea finanțelor publice, contul de execuție are ca termen de depunere, termen limită de depunere 31.05. Anul următor, deci anul acesta 2015,
Am propune, până la clarificarea situațiilor apărute în urma controlului, am propune amânarea votării acestui cont, deoarece, în continuare, am să dau citire unui paragraf, tot din decizia Curții de Conturi, spune următoarele: nerecuperarea prejudiciilor ca urmare a nedispunerii și neurmăririi de către conducerea măsurilor transmise de Curtea de Conturi constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni, de la 3 luni la un an sau amendă. Eu v-am expus părerea mea vis-a-vis de acest subiect. Dumneavoastră veți vota în consecință, dar eu consider că, dincolo de orice alte discuții tehnice referitoare la modul în care s-a gestionat banul public, părerea mea ar fi că mai trebuie așteptat un pic câteva clarificări de partea executivului vis-a-vis de modul în care s-a gestionat banul public în acest punct de vedere. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Bontan. Mulțumesc. Domnule primar, vreau să adresez o întrebare. Execuția bugetară la venituri, văd aici niște cifre care părerea mea pare îngrijorătoare. Drepturi constatate, 702 impozite, taxa pe clădiri. Drepturi constatate, 16 milioane, încasări realizate, 4.998. Prima pagină, 702, paragraful 01. Subcapitolul 01, impozitul pe taxe și plătiri, unde sunt datate persoanele fizice și persoanele juridice la subcapitole. Chiar tot, probabil. Prima pagină, contul de execuție, comparativă cu 10 de ani de zile adunat, în ceea ce s-a realizat anul. Mulțumesc. Deci, dar, curmă, adică de nu v-am dat din acolo mai.
spus că s-ar putea găsi o soluție să facă curățenie în buget. La asta, nu? Că suntem insolvenți, să trecă cheltuie, ce procedură este, că dacă nu mai putem în casa. Dar nu să mai putem încă vreo 20 de ani. După nu. Nu se poartă 20 de ani. Se așteaptă până în momentul în care firma se radiază. Nu se prescade. Se radiază. După ce se termină perioada de insolvență, faliment, urmează radierea firmei de la Registrul Comerțului. După radierea efectivă, da, după radierea efectivă, dacă prin procedura insolvenței, dacă prin procedura insolvenței nu s-a reușit să se încaseze la bugetul local, noi fiind înscriși în tablou creditorilor cu sumele care urmează să le recuperăm, le recuperează lichidatorul, după ce se termină procedura de faliment, se radiază definitiv tot ce există. Firmă datoritor. Exact așa se și se întâmplă. Ce avem acum însă în procedura de insolvență? Masa impozabilă nu se pierde. Se termină insolvența, activul se înstrăinează pentru o altă persoană fizică sau juridică. Perioada care noi stăm acum, perioada care noi acum stăm locați, o să intre în cursul normal după valorificarea patrimoniului către alte persoane, fizice sau juridice. Deci vreau să spuneți pe toate zlatii. Da. Da, da. Au fost verificate cu telecontul treaba asta. Mulțumim frumos. Are cuvântul domnul Lazar. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Grimaschi, m-ați colegi, aș putea să spun o întrebare referitor la acest proiect. Am înțeles că diferența dintre plățile efectuate și încasările realizate reprezintă excedentul după 1985. 1985 nu reprezintă excedentul pe atunci în 2014, nu? Bun, vreau să vă întreb cât reprezintă din această sumă, că asta e total, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, dacă știți. Deci excedentul, secțiunea de funcționare. Ce este pe total? Ca și la spital. Diferența dintre noi și spital este că noi avem obligația de a pune toată această sumă pe secțiunea de dezvoltare la începutul anului. Deci am înțeles că asta este ceva bine din secțiunea de dezvoltare. De suma de nu neapărat. Dar asta v-am întrebat încă o dată, repet întrebarea. Știți din suma asta câte pe 2014 câte reprezintă din secțiunea de dezvoltare? Undeva la 312.000 de lei vin din funcționare și diferența de pe dezvoltare. O altă întrebare, aș dori, vreau să mă întreb, n-am văzut aici, din suma asta de excedent cu 1.075.399, la ora, la 31.12.2014, cât ați avut în casă și cât ați avut, cum să zic, în cont. Nu m-am uitat. Asta este zero. N-avem niciodată, n-avem voie să închidem cu bani în casă. Restul tot sunt în bani. Deci suntem bani. Mulțumesc. Mulțumim. Discuțiile fiind încheiate pentru cel de-al treilea proiect. Vă rog pe domnul Pina să v-am prezentat raportul cu suficient. V-am explicat de la ze tot ce înseamnă specificațiile făcute de meu de control. N-a fost nicio problemă în momentul respectiv, pentru că acum se caută acum cadrul zic. E bine, o să vin din nou în fața dumneavoastră în ședința viitoare să mă explic pe ceva. Nu este nimic deosebit. Acea sumă de 4 milioane și ceva care a fost invocată nu în decizia finală, în raport preliminar, a mai rămas, un milion și ceva de lucru. Sigur că în raport s-a evocat și tot ce înseamnă salarizarea personalului municipiului Dești, de la primăria municipiului Dești, și-a dat seama că ceea ce au specificat n-au avut dreptate pentru că s-a câștigat și în instanță, n-au venit cu această sumă în decizie, iar celelalte sume din decizie, ca să vă informez aproximativ 1 milion de lei este spațiul care l-am cumpărat de la GD3 și sunt toate demersurile făcute. Nu s-a întărbulat în acest spațiu, dar este în curs de întărbulare pentru că a fost foarte greu să facem acest lucru, timpul relativ scurt.
sunt proceduri în instanță. Să vedeți și acea sumă, să vedeți că este sumă insignificantă în tot ce înseamnă o primărie ca municipiu. Deci chiar în discuția care am avut cu cei care au de copii, au rămas impresionate de cum este gestul la banii pentru că nicăieri, în tot ce înseamnă raport, nu s-a spus că activitatea de investiții și distribuția banului public și utilizarea lui n-a fost corectă sau n-a fost foarte corectă. Asta este esența discuției. Putem de la această discuție, când dumneavoastră doriți la această discuție, pentru că raportul atunci a fost dat în poate și a fost surpriză să le aduce la partea să se găsească o fază cu masă. E pus în umbră tot ce înseamnă efortul executivului el la gestiunea anului. Mulțumesc! Supunem la vot proiectul numărul 3. Cine este pentru? Fiind încheiate discuțiile, suntem la amânare. Ce am făcut propunere de amânare a acestui proiect de hotărâre până când vom primi, se vor face clarificări din partea de executiv. Și am înțeles că vă să vină data viitoare. Cine este de acord cu amânarea proiectului? Eu chiar dacă nu sunt de acord, eu doresc să supun la vot, pentru că eu trebuie să rezin raportul și omul de execuție, dacă nu sunt acționat. Deci începe votul pentru acest proiect. Cine este pentru? Supunem la vot. Domnul președinte, aveți două variante. Prima, supuneți la vot în varianta domnului primar. A doua, cu propunerea colegului de amânare. Prima variantă, cine este de acord cu proiectul în varianta care a fost transmis? Voturi împotrivă, abține, și varianta propusă de domnul Cutuza pentru amânare. Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din patru județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.